Festivalul Ziua Daciei, desfășurat la Rogojeni, Raionul Șoldănești, a ajuns la a 7-a ediție. De această dată, artiștii veniți din toate colțurile Moldovei au demonstrat măiestria cântecului și dansului folcloric al strămoșilor noștri. Aceștia au adus în scenă tradițiile locale, chiar dacă spectatorii au început a se mulți abia spre sfârșitul evenimentului. Sărbătoarea a debutat cu evoluția fanfarei raionale Dumbrava din Șoldănești, care a adunat lumea într-o horă mare chiar în centrul satului. Participanții la manifestație s-au apropiat de scenă în cadrul paradei Portului Popular. Astăzi, din nou, avem pe meleagurile noastre o sărbătoare, o sărbătoare deosebit care alte părți nu este. Ziua Daciei. O sărbătoare care ne aduce aminte de istoria neamului. De la Burevista, Decebal, până la Ștefan cel Mare, care ne-a autorizat satul. Această istorie ne face ca noi să fim mai demni de neamul nostru, manifestând portul popular și tradițiile noastre naționale, care astăzi sunt prezentate aici la noi. Ziua Daciei a coincis cu echinocțiul de toamnă și ziua echilibrului. Potrivit tradiției populare, în această zi dacii din toate colțurile lumii se opresc din lucru și se pregătesc de sărbătoare. Același lucru l-au făcut și cei prezenți la festival, care au vorbit despre originea moldovenilor. Vreau să mulțumesc toate colectivelor care au acceptat să participe la acest festival în cadrul zilei Daciei din raioanele Soroca, Rezina, Șoldănești, Orhiei, Telenești. Vreau să vă mulțumesc pentru că an la rând participați la acest festival și până la urmă ne aducem aminte și păstrăm tradițiile obiceiilor neamului nostru strămoșesc. Noi trebuie să știm de unde venim, unde mergem, cum trăim. Vă mulțumim pentru participare și vă doresc, în primul rând, succes, multă baftă la acest concurs, iar spectatorilor, odihnă plăcută și o zi bună în continuare. Tradițional, prin sunet de bucium la Rogojeni, sunt chemați urmașii dacilor din toate colțurile lumii. Ediția curentă s-a deosebit de precedentele prin prezența mai multor oaspeți. În premieră, la concurs a evoluat ansamblul de dans popular Vatra din satul Racovăț, raionul Soroca. Pentru prestație bună, racovățenii au plecat acasă cu premiul mare la categoria dans folcloric. Pe locul 2 s-au plasat moștenitorii din Șoldănești, iar locul 3 a revenit formației folclorice Liliacul din satul Căzănești, raionul Telenești. De orice ne place, arta, muzica, arta frumosului, ne stăruim să participăm și noi, fiind într-o vârstă, cum vedeți, fanfara de acum înaintașă. Orașul nu vreau să spun că bătrână. Ce ați venit voi astăzi la festival? Când la festival am venit să dansăm patru dansuri populare. Și am venit să vestim satul, să arătăm ce putem. Potrivit organizatorilor, la festivitate au participat mai puțini spectatori decât la edițiile anterioare. În pofida acestui fapt, valorile, tradițiile și obiceiurile strămoșești au fost expuse în scenă vii și nealterate. Este binevenit unde locul unde este organizat acest minunat festival. Este un loc pitoresc, dar era de așteptat să fie mai mult public. Asta este durerea, dar cred eu că nu este durerea cei de la Șoldănești, este durerea tuturor festivalurilor ce se organizează, că cam publicul cam este cam slab venit aici la sărbătorile date. Reieșind din evoluările artiștilor, juriul a decis să nu ofere locul întâi formațiilor de muzică populară și celor folclorice. Locul 2 a fost oferit Floricicăi și Haiducilor din Rezina și moștenitorilor și bondiței din Șoldănești. Pe a treia treaptă s-au situat formațiile folclorice Comorile Plaiului din Biești, Orhiei și Țărâncuța din Cuhurești de Sus, raionul Florești. Eu personal am niște impresii destul de bune. Mi-am îmbogățit și eu și mi s-a trezit în suflet sentimentul de patriotism, de bucurie față de acest neam, față de această țară în care noi locuim. Personal sunt satisfăcută de organizarea și desfășurarea acestei sărbători, dar mai avem rezerve în vederea pregătirii
în vederea desfășurării și în vederea trezirii acestui simț de patrioți a locuitorilor comunităților în care noi desfășurăm această sărbătoare. Publicul a fost surprins de evoluția sportivilor de la Federația de Luptă Națională Voievod din Chișinău. Aceștia au demonstrat mulțimii adevărate lecții de autoapărare. Cei care au vrut să-și etaleze puterea au avut posibilitatea de a participa în cadrul luptei naționale Trânta pentru Cocoș și Berbec. Pentru prima dată în istoria festivalului au fost incluse competițiile la aruncarea suliței, buzduganului și tirul din arc. La finalul festivalului, cei prezenți au aprins tradiționalul foc de tabără.